Turneul se desfășoară la baza Federației Române de Tenis și a ajuns la a noua ediție. Aici am întâlnit oameni care luptă cu ei înșiși și vor să învingă chiar și accidentele care le-au schimbat viața. Pentru majoritatea dintre noi, tenisul este un sport extrem de dificil. Închipuiți-vă însă cât de greu este să practice acest sport un om cu dizabilități, blocat într-un scaun cu rotile. Efortul poate fi până și de 10 ori mai mare, pentru că lucrează doar partea superioară a corpului, iar tot efortul se duce doar în brațe și torace. Ei bine, sunt oameni care nu se pot deplasa, sunt blocați în astfel de scaune cu rotile, dar au ambiția și forța pentru a practica acest sport și chiar pentru a-l face de performanță, nu doar pentru a-și ocupa timpul liber. O să stăm de vorbă cu câțiva dintre acești oameni și veți afla povești emoționante despre cum au ajuns și ce îi determină să continue și să nu cedeze absolut deloc această luptă în încercarea lor de a arăta că nu este nicio diferență față de noi toți. Sportul este cea mai frumoasă și cea mai sănătoasă formă de integrare și de reintegrare în societatea tuturor persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate. Sportul ajută în primul rând pentru faptul că reușești să te deconectezi de celelalte probleme pe care le ai acasă. Cristina Deac a rămas în scaun cu rotile acum 20 de ani, în urma unei operații greșite. Dar nu a cedat. Acum luptă pentru victorii. Toată lumea îmi zice că sunt numărul 1 din România, dar fiind singura, e puțin, nu are cine să fie numărul 2 și atunci e mai simplu să zic că sunt singura jucătoare și Sperăm în viitor să mai apară jucători în scaun rulant. După 2 ani de recuperare am acceptat propunerea de a veni în București la o fundație și am jucat 2 ani basket și mi-am dat seama că nu-mi place. E prea multă lume și sunt prea multe ciocniri și atunci mi-am dorit să încep tenis. Mihai Gaiță are 43 de ani și are o energie cum nu v-ați închipui. De fapt o să vedeți și în imagini și tocmai a câștigat o partidă. Stăm puțin de vorbă cu el. Felicitări, Mihai, mulțumesc. În primul rând. Mulțumesc mult. De când am început, nu prea reușesc să împac și munca și tenisul. Înainte, când nu lucram, făceam mai multe turnee. Acum însă nu prea mai am timp. Problema de mobilitate pe care o ai datează de mult? Da, din 2008, un accident rutier. Practic, de atunci am rămas în cărucior. Un scaun cu rotile special pentru tenis costă între 3.000 și 10.000 de euro. Organizatorii turneului spun că jucătorii au mare nevoie de sprijin. Acești oameni sunt campioni sau oameni ca și noi. Nu avem nicio diferență. E foarte greu să joci tenis într-un scaun rulant. La turneu a fost prezent și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, care joacă frecvent tenis și a ținut să salute și să îi încurajeze pe participanți.